Uite-mă ce vorbești, uite-te cât de frumos e. Dr. Victor Topolov, medic estetician și trainer în domeniul esteticii faciale și astăzi vom da drumul unei noi serii de filmulețe prin care vom face analiza estetică a unor vedete. Vom începe cu Loredana Groza. Înainte de toate trebuie să vă spun poziția mea vis-a-vis de transformările Loredanei Groza. Am văzut și eu pozele de pe Instagram, ultimele ei postări. Și țin să vă spun că arată extraordinar de bine. Deci a reîntinerit, radiază de fericire, probabil se simte și foarte bine în pielea ei. Dacă sunteți de părere cu mine, bine, dacă nu, puteți să scrieți în comentariu, dar doresc foarte argumentat, dacă nu sunteți de părere, că ea arată wow acum. Am fost contactat de către presă de Cancan și m-au rugat să-mi dau cu părerea despre aceste schimbări, ei susținând că sunt exagerate. Nu sunt exagerate. De ce? Hai să vedem cum arăta înainte și cum arată acum după aceste schimbări. Eu am primit de la noi, de la producție, niște poze reprezentative din cariera ei, adică mai de mult, mai de curând, mai de... și ultimele poze. Uitându-ne cum arăta Loredana Groza înainte, pot spune că și-a făcut foarte multe intervenții, nu înseamnă că sunt exagerate. M-am gândit să vi le spun un pic, să vă spun exact ce s-a întâmplat aici, sau punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat aici. În primul rând, în trecut, deci vorbim așa de Loredana Groza în trecut și Loredana Groza acum. În trecut, Loredana Groza avea în primul rând un ten foarte deshidratat. Foarte, foarte deshidratat. Aici aveți și o poză cu ea nemachiată. Deci puteți observa cum arată un ten foarte deshidratat, nemachiat. De la cearcăne. Tegumentul se vede că e deshidratat maxim. Adică colagenul ăla e uscat, practic. Cum Loredana Groza este super hidratată. Are un ten foarte, foarte, foarte hidratat. Noi facem chestia asta cu cocktail de acid hialuronic necroslincat care oferă o hidratare a tegumentului foarte bună. E primul lucru și ceva foarte evident, ceva super evident. În al doilea rând, ce a făcut? A făcut foarte mult botox. De la cele trei zone de botox standard pe care le știm cu toții, ridurile frunții, ridurile de la coada ochilor și dintre sprâncene, uitați-vă cum arăta în trecut, uitați-vă cum arată acum, ia uite, pielea perfect întinsă, frumoasă, tânără, fără niciun pic de rid. Ce-a mai făcut? În plus, dacă vă uitați un pic la gât, ia să vedem un pic gâtul, uitați-vă cum arăta înainte gâtul. Vedeți aceste banderole? Se văd și aici, și aici, acestea de aici, pliurile acestea, apar odată cu înaintarea în vârstă. Totuși, trebuie să menționăm faptul că are 48 de ani. Adică, da, vorbim de deshidratare, vorbim de, știu eu, un mediu de viață foarte activ, dar importantă este și vârsta. Folosind botox la nivelul gâtului, pielea se întinde, oferă acel neck lift. Da? Deci liftingul nechirurgical al gâtului, în care pielea se întinde, dispar acele pliuri de piele și dispar și acele ridulețe care se numesc collier lines. Sunt acestea. Bun. Deci asta a făcut Loredana la gât pentru a avea așa ceva. Uitați-vă cât de frumos e. Să intrăm acum în zona acidului hialuronic. Haideți să începem cu nasul. La nas, ea, dacă observați, mai ales în poza asta, avea o deviație, probabil de sept, dar oricum avea niște asimetrii la nivelul nasului. Dar, uitați-vă cum arată acum. Probabil a suferit intervenții fie chirurgicale, fie nechirurgicale cu acid hialuronic pentru a ajunge la acest rezultat. Este un nas frumos. Deci are un nas mai finuț, drept.
mai micuț și îi oferă un aspect de întinerire. Deci, practic, o întinerește nasul acesta, forma aceasta o prinde mult mai bine. Acum, tot cu acid hialuronic, cearcănele. Haideți să vedeți ce cearcăne avea înainte. Aici le vedeți nemachiate, iar în poza aceasta, machiată. În cea nemachiată, dacă dăm un pic zoom, o să vedeți că sunt, pot spune, groaznice. Dar, cu ajutorul acidului hialuronic, există acid hialuronic special destinat pentru zona cearcănelor, care ce face? Odată hidratează zona și întinde pielea pentru a face să dispară acele ridulețe fine de sub ochi și umple șanțul de sub ochi. Bine, care și funcție de depigmentare, ai partea a doua. Din punctul meu de vedere, asta a făcut Loredana Groza pentru a face să dispară cearcănele. Tot cu acid hialuronic și-a făcut și o reconturare de mandibulă. În poza asta se observă, probabil că asta vrea să evidențieze. Și-a făcut această reconturare de mandibulă. Trebuie menționat că se face cu foarte mulți mililitri de acid hialuronic. Să nu exagerăm, nu foarte mulți, dar cu vreo 4-5 mililitri. Deci pentru cele dintre voi care își doresc să-și facă o reconturare a mandibulei, trebuie să puneți deoparte niște bănuți. Ce mai putem observa? Dacă observăm poza aceasta de dinainte, deci fosta Loredana Groza, nu are pomeți. Sau are acei pomeți făcuți, probabil, din punctul meu de vedere, puși un pic cam prefrontal. Se numesc apple cheeks în nomenclatura americană. Acei pomeți aici puși. Nu-i frumos. Frumoși sunt aceia. Rush and volume, care oferă acel look fresh, feminin. E, în ultimele poze de pe Instagram puteți observa asta foarte bine. Foarte bine. Și-a făcut niște pomeți extraordinari. Da, o formă frumoasă. Îi oferă feței acel V-shape, deci formă de triunghi. Ce înseamnă asta? Că a gândit-o foarte bine, pentru că odată cu înaintarea în vârstă, pielea tinde să cadă. Volumul feței tinde să coboare în partea inferioară a feței și fața ia forma de triunghi cu baza în jos. Asta, pentru noi oamenii, când vedem o persoană așa, este semn de bătrânețe. E, făcând pomeții în sus, făcând aceste lifting-uri, făcând botoxul, forma feței s-a transformat într-un triunghi cu baza în sus, care reprezintă tinerețe. E, asta a făcut Loredana și a ieșit foarte bine. Mai trebuie menționat tot un element care are o importanță majoră într-un aspect tânăr. Șanțurile nazogeniene, pe care aici, în poza asta veche, se văd și în aceasta și mai bine se văd. Accordion lines sunt acestea, mai ales când zâmbea, îi se făceau aceste șanțulețe. Accordion lines se numesc, pentru că seamănă cu pliurile pe care le face acordeonul. Și șanțurile nazogeniene, cel mai bine în poza aceasta, când zâmbea, sunt niște elemente faciale pe care trebuie să le avem, dar nu chiar atât de profunde. Acum Loredana Groza arată așa. Deci, șanțurile nazogeniene sunt multe stompate, au fost umplute, cel mai probabil cu acid hialuronic și, evident, dă un aspect tânăr. Bun, buzele. Acum, uitați, mai ales în poza asta. Buzele acum au o formă frumoasă, sunt pline, sunt hidratate, sunt conturate. Sunt foarte bine conturate și simetrice acum. Dacă ne uităm în niște poze din trecut, vedeți că are buzele foarte deshidratate. Foarte, foarte deshidratate și cu niște urme de gâlme. Probabil din ce-o fi avut ea injectat în trecut, acolo. Dar arătau așa. E, acum. Ia uitați cât de hidratate sunt. Ia uitați ce formă frumoasă are, ce sunt pline, sunt cărnoase, iar oferă tinerețe. Acum, din punctul meu de vedere, cam așa ar trebui să arate niște buze. Are un design natural fără vulgaritate. Să facem un rezumat al procedurilor pe care eu cred că și le-a făcut Loredana Groza ca să arate așa acum elemente principale. Deci pionii principali în această transformare sunt botoxul, hidratarea și acidul hialuronic. Botoxul, care întinde pielea, acidul hialuronic, cu care oferim contur tânăr feței, deci oferim un aspect tânăr al feței prin conturare, și cocktailurile cu acid hialuronic necroslincat, care oferă hidratare, oferă tinerețe. Toate
combinate oferă un aspect mai tânăr feței, oricărei fețe. Aceasta a fost analiza mea estetică, sunt Dr. Victor Topolog și vă aștept la următorul filmuleț. Ah, am uitat să vă spun, dacă aveți sugestii de vedete pe care doriți să le analizez, le puteți spune în comentarii, iar eu voi selecta numele cele mai des întâlnite, cele mai solicitate și vom face o analiză pe ele. Sunt Dr. Victor Topolog, medic estetician și trainer în domeniul esteticii faciale, iar dacă vei da subscribe, vei primi toate noutățile de pe canalul Contur Estetic.